Luna aceasta fiind o lună dedicată rugăciunii, în fiecare duminică vom vorbi despre rugăciune și despre cum să fim eficienți în rugăciune. Tocmai am auzit și am um, rostit împreună un exemplu de rugăciune pe care Isus l-a dat ucenicilor. Ceea ce trebuie să înțelegem de la început este că noi nu ne naștem cu abilitatea de a ne ruga abilitatea de a ne ruga o căpătăm prin exercițiu, prin copierea unei anumit, un anumit fel de a te ruga, prin învățarea scripturilor. Ne naștem cu abilitatea de a fi cicălitori, super insistenți, uitați-vă la copii, mama, 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 am numărat într-o zi, în 30 de secunde, Trei copii au spus de 55 de ori mama. E un miracol că mama încă este în viață. Sau cu, tot, cu toți neuronii în același loc. Pentru că ne naștem cu, cu această tendință naturală de a fi insistenți, cicălitori, să batem la cap, dar nu știm să ne rugăm. Însă, noi am fost născuți cu această abilitate, cu această dorință de a fi în prezența lui Dumnezeu. Ne naștem cu dorința asta de Dumnezeu. Știați că chiar ateii sunt de multe ori triști și depresivi. Bă, dacă ești ateu, de ce să fii trist și depresiv, tăticule? Cu oricum te duci de unde n-ai venit. Dar și ateul este născut cu această dorință de a se apropia de Dumnezeu. Însă comunicarea noastră cu Dumnezeu este de cele mai multe ori deficitară. Și zilele acestea, bucur foarte mult, ne vedem în fiecare seară de la 8 la sediu pentru rugăciune. Sunt seri minunate când îl glorificăm pe Dumnezeu, în care... Prezența lui Dumnezeu coboară acolo. Pentru cei care ați fost acolo, purțăți o bră brățară, eu mă rog, ați fost măcar o singură dată, dați gloria lui Dumnezeu, lăudați-L pe Dumnezeu. Haleluia! Dacă... Dacă n-ai fost, te așteptăm începând din în seara aceasta, pentru că se întâmplă ceva extraordinar la rugăciune. În timpul rugăciunii se coboară prezența lui Dumnezeu și deodată începi parcă să simți aprobarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu coboară în mijlocul nostru și binecuvintează poporul și adunarea. Luni când am început aceste 21 de zile de rugăciune, spuneam celor adunați acolo um, Că ucenicii au înțeles de unde venea puterea lui Isus. Atunci când a ales pe cei 12, înainte de asta Isus s-a rugat, când a, când a hrănit pe cei 5.000 de oameni, Isus s-a rugat. Înainte de mari minuni, Isus întotdeauna se ruga și ei au văzut că puterea lui venea în urma unei vieți de rugăciune. Și când au înțeles, l-au așteptat și au spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Au fiți atenți. Ăștia 12 nu erau atei. Nici măcar agnostici. Ăștia erau evrei cu cernici care știau să se roage. Barac, Baruch, Aba, Adonai, toate rugăciunile astea pe care noi le-am auzit, ei le rosteau în fiecare zi. Erau niște, niște evrei care știau să se roage, dar și-au dat seama că rugăciunea lor nu are nicio putere. Și au zis atunci, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, dar nu cum știm noi, cum știi Tu. Pentru că ne uităm și vedem cât de eficienți suntem noi și na, nu merge treaba. Tu ești cu adevărat eficient, Tu ai cu adevărat putere. Când îl auzeau când predica el? Evreii spuneau, ăsta nu predică ca unul de-al noștri, ci el are o putere. De unde vine puterea aceasta? Mulți am crezut că puterea aceasta vine prin faptul că el este fiul lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă spun că el era și 100%, 100 om. Cum spune Moldoveanu, 100% Era și om. Puterea lui venea prin viața de rugăciune pe care o avea. Și atunci el le spune rugăciunea tatăl nostru. Nu cu intenția ca ei să o învețe și să o spună pe de rost, fără să înțeleagă de fapt ce înseamnă tatăl nostru. V-am spus eu de mai multe ori, multă vreme am crezut că vie împărăția ta, înseamnă că împărăția ei vie, că au pus la moartă. Pentru că am învățat rugăciunea asta de mic și am, am trăit Multă vreme cu această preconcepție, rugăciunea, Tatăl nostru nu este ca să o repetăm la nesfârșit, fără să înțelegem ce scrie acolo, ci este un model. Când vă rugați, să spuneți. Așa. Nu să copiați ci să înțelegeți cum ar trebui să sune o rugăciune. Așa că ceea ce învață Iisus pe ucenici este un model de rugăciune. Cum ar trebui să se roage. Și nu știu dacă ai observat, rugăciunea aceasta începe cu Tatăl nostru. Tatăl nostru. Este o vârstă a copilului foarte interesantă. Când trece de la toddler la, nu știu care e următoarea, când copilul începe să laude cu tatăl. Și la bloc acolo unde am crescut noi, erau foarte mulți băieți care se lăudau cu tatăl lor. Nu? Unul spune, pa, tatăl meu e cel mai mare, e cel mai tare. S-a stricat motorul la mașină, a dat tot motorul jos, l-a desfăcut bucăți și l-a pus la loc și a mers mașina. Și asta sub 30 de minute. Altul spune, oh, stai să vezi tatăl meu. Am făcut pană și n-avea cric. Și a schimbat roata și a ridicat mașina cu mâinile. Asta e copil, în capul copilului, tata este un zeu. De fapt, realitatea este că tata este Dumnezeu pentru copil la vârsta aia. De aia, taților, aveți o mare responsabilitate. Pentru că copilul la vârsta aia îl percepe pe Dumnezeu prin prisma tatălui prin prisma Tatălui. Iisus începe și ne învață pe noi, cum îi învață pe ucenici, că Dumnezeu este ca un tată. De mic, cred că majoritatea dintre voi, am vrut să am și eu un superpower, nu? Să fiu și eu în stare să zbor... Să ajung până la stele, nu? Pe vremea noastră nu erau uh, comics și benzi desenate ca acum, dar, dar dintr-o dată, una, dintr una copiii și-au dorit să aibă un superpower. Ei bine, creștinii au un superpower. Ei au acces la Tatăl direct prin fiul. Da. Mulți vor să fie Batman, mulți vor să fie Superman, nu? Toți ar vrea să fie Superman, de fapt. Pe când adevărata putere este Praying Man cel ce se roagă sau eu mă rog. Asta este adevărata super putere. Avem, avem acces prin Fiul la cel prea Putem să ne adresăm lui cu Tată. Lasă acest adevăr să-ți aprindă toți neuronii azi. Dacă mai ai vreo 2-3 pe acolo, mai ales mamele. Lasă să se aprindă. Toți neuronii, acest mare adevăr, ai acces la cel prea înalt prin fiul. De fiecare dată când te rogi, că este în mașină, în tramvai, când te ceartă șeful, când ai primit nota 4, ai acces la tatăl prin fiul. Pentru că asta ne învață Iisus pe noi astăzi, noi putem să-i spunem Tatălui nostru, ABBA. Nu Hashem. Totul începe cu ABBA, Tatăl. Isus este singurul pe care îl vedem în istoria omenirii care poate are dreptul și o și face. Se adresează lui Dumnezeu, Tatăl, cu ABBA. Adică, Tată, Evrei considerau numele lui Dumnezeu așa de sfânt că îi spuneau the name, numele, Hashem. În scrierile lor, în locul lui Jehova, lui Iahve, au scos vocalele să nu poată să fie pronunțat numele. Și ei se adresează lui Dumnezeu cu Hashem, numele. Pentru că numele lui Dumnezeu este prea sfânt ca să fie pronunțat de un muritor. Și Isus se roagă lui Dumnezeu, nu numai pronunțându-i numele, ci spunându-i Aba, Tată. Și urechile astea moderne noastre scapă acest amănunt absolut colosal. Dumnezeul rugăciunilor lui Isus, atenție mare, prea iubiți fost sau actuali ortodoxi, ascultați-mă foarte bine ce vă spun. Dumnezeul rugăciunilor lui Iisus nu era distant, rece, despărțit de muritori, răzbunători, intangibil. Îți trebuie un mediator să ajungi la el, îți trebuie o, o anumită pictură, o, niște lumini, o muzică o, 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 ca să te apropii de el. Nu! No. Nu! No. Dumnezeul lui Iisus este un tată accesibil, înțelegător, protector, iubitor și disponibil. Asta este definiția unității, amin? amin? Toate mamele să spună amin. amin. Iisus nu învață pe ucenici. Atenție mare. Să rostească niște cuvinte corecte, ca niște parole. Pentru că rostind cuvintele acestea, cumva, într-un mod Oh, abracadabric, deschis cumva cerul. Nu, no, nu. No, nu există așa ceva. Pentru că Dumnezeu este o făptură inteligentă. La el nu merge cu formule învățate pe de rost, ci el se uită la inima omului. Și întotdeauna când ești sincer, Dumnezeu te ascultă, binecuvântat să fie numele său. Este greu pentru noi să înțelegem astăzi cât de revoluționar a fost pentru ucenici să audă că se pot adresa tatălui cu ABBA. Tată. Absolut revoluționar. Adică eu, un evreu care n-am nici măcar dreptul, nu pot să-l văd, că dacă-l văd, mor. Nu pot să rostesc numele că mă trăsnește. Nu pot intra în Sfinta Sfințelor pentru că sunt un păcătos și trebuie. Unul dintre noi care este mai puțin păcătos să intre acolo și să facă ispășire pentru mine. Deci, eu ne vreau să mă adresez acestui nume cu aba, tată. Folosirea cuvântului aba, tată, de la Hashem la aba. Nu este numai o relaționare, pentru că Isus ne prezintă o relație pe care El o avea cu Tatăl și pe care și-o dorește pentru fiecare dintre noi, ci El ne prezintă și numele favorit al lui Dumnezeu. de voi să spun, când se ruga Isus, folosea numele favorit al lui Dumnezeu. Uh, unii, unii se roagă și e bine să te rogi cu numele lui Dumnezeu, este o putere acolo. Jehovah Nis, Jehovah Adonai, Jehovah Rafa. Dumnezeu are, este prea mare pentru un singur nume, dar Iisus îi învață pe o cenis să se roage cu numele favorit al lui Dumnezeu și ăla este Aba, Tată. Dintre toate titulaturile, toate apelativele pe care le prefer, în America se spune reverend, reverend sau pastor, domnul, nu domnul, domnul Popa, domnul Cristi, domnul Cristian, Cristi, Cristian, dintre toate titula, Hani. o singură persoană pe lume poate să-mi spun asta, Hani, dintre toate titulaturile, o prefer pe aia de tată. De fiecare dată când copiii îmi spun tată, este o reafirmare că îmi fac treaba. Este o reafirmare că fac ceea ce am fost chemat în primul rând să fac. Pentru că dacă nu sunt tată în casa mea, nu am cum să fiu tată la altora. Amin? Toți stați să spun amin. N-ai cum să fii tatăl altora, mentorul altora, conducătorul altora, dacă nu ești tată la tine în casă. Este o confirmare și o reafirmare că îmi fac jobul, chemarea mea pe acest pământ. Și Isus folosea acest apelativ personal pentru Dumnezeul Creatorul, pentru că Dumnezeu iubește să fie chemat Tată. Dar nu e suficient numai să îl strici Tată, să te adresezi lui cu Tată, dacă nu faci ceea ce spune El. Pentru că lucrul pe care îl urăsc cel mai tare este să mi se spună Tată și să nu se facă ce spun eu. Dumnezeu se uite de multe ori la noi că venim și ne rugăm cu Tatăl nostru, dar de multe ori mintea noastră și acțiunile noastre nu dovedesc lucrul acesta. Dacă este Tatăl, ca să am autoritatea și această dezlegare să mă adresez lui cu Tatăl, eu trebuie să fac ceea ce poruncește El. În multe locuri din Biblie găsim lucrul acesta. Trebuie să-l ascult ca tată. În Matei 5, Iisus spune așa, ca să fiți fi al tatălui, ai tatălui vostru din ceruri. Ce face tata? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult, aba, tatăl vostru din ceruri, va da daruri bune cerului ce cer. Um, Matei 18, tot așa și tatăl vostru din ceruri nu dorește ca vreunul din acest micu să se piardă. Vedeți? Aba, tatăl vostru din ceruri. Matei 18 cu 19. Iar vă spun că dacă din, doi dintre voi pe pământ sunt de acord cu privire la orice veți cere, vi se va face de către tatăl meu care este în ceruri. Dumnezeu iubește numele ăsta de tată. Dar el vrea să fie și onorat ca tată. Doamne, ajută-ne să te onorăm ca tată. Însă este mai mult decât tată. Pentru că, vedeți, aba înseamnă, de fapt, tati. Nu numai tată. E vorba de o intimitate pe care o ai cu tatăl cerest. Iisus și evreii vorbeau, citeau în sinagogă, în limba ebraică. Dar în limba de zi cu zi vorbeau și în predicare de zi cu zi, foloseau o, limbaj care, o limbă care este strâns înrudită cu ebraica, și anume aramaica. În ebraică, tatăl este ab, dar în aramaică, cumva s-a preluat ab și a ajuns aba, pentru că copiii, știți, schimbă de multe ori numele bunicilor, a taților, aba, așa cum, de exemplu, la mamă era im și ei au făcut-o ima, în, 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 ebraică era im și în aramaică era ima. Dacă ați văzut de Chosen, Iisus s-a adresat Mariei cu ima, ima, asta era în aramaică, mamă. În epoca precreștină, utilizarea cuvântului s-a extins în așa fel încât aba a devenit foarte comun, uzual. Cum e tati azi? în societatea noastră. Și era ceva foarte familiar, ca și cum îi spune, dragă tată, Abba, dragă tată. Denota o familiaritate, nu era impozant, așa foarte solemn. Da? Ceea ce face Isus, Isus ne arată intimitatea cu tatăl pe care o avea el. El s-a adresat tatălui ca unei Tată pe care îl iubește, de trei ori găsim transliterarea acestui Aba în Noul Testament, prima dată în momentul cel mai greu, în Ghețimani, când el spune Aba, tata, dacă este cu putință, ia de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta. Și apoi Pavel ne vorbește despre accesul nostru la Tatăl și ne spune că și noi, și noi, putem folosi acest apelativ. Romani 8, căci nu ați primit un duh care să vă facă din nou sclavei ai fricii, ci ați primit un duc din infiere și prin el strigăm Aba. Cornelescu a tradus cu Ava, dar ăla e cuvântul, Aba. Și apoi în Galateni 4, pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimile voastre Duhul Fiului Său, Duhul care strigă, ce? Aba, adică Tată. Vedeți, Duhul lui locuiește în noi. Noi suntem templele lui Dumnezeu. Și dacă Duhul locuiește în tine, atunci, în mod natural, îți vine să spui ABA, adică Tată. Îți este ușor să spui lucrul ăsta. Acum, pentru cei care am avut un Tată bun, e destul de ușor. am fost binecuvântat să am un tată extraordinar și mi-aduc aminte, în timp ce pregăteam mesajul, mi-am adus aminte că majoritatea prietenilor mei de la bloc mă invidiau pentru tatăl meu. Nu de, multe, de, nu de puține ori am auzit fraza asta, o, dacă aș avea eu un tată ca tatăl tău. Dar dacă ești aici și n-ai avut o relație exemplară sau bună cu tatăl tău, poate să pare puțin ciudat că te adresezi lui Dumnezeu cu tată. Este posibil ca să nu fi avut sau să nu ai acum o relație cu tatăl tău. Mai rău, e posibil ca tatăl tău să fi păcătuit împotriva ta. Prin, nu știu, duritate, lipsă de afecțiune, abandon, poate chiar abuz fizic sau sexual. Împăcarea cu proprii noștri tați, iertarea lor, este esențială pentru creșterea noastră spirituală. Și am experimentat asta la Freedom. Este esențial să vii înaintea lui Dumnezeu, dacă poți și trăiește tatăl tău, să faci un pas ca să îl dezlegi, să ierți. Vreau să vă spun ceva. Pe vremea lui Isus, șansele ca tații să fie abuzivi erau mult mai mari decât astăzi. Pe vremea aceea, avea drept legal să-și bată nevasta. Nu mai vorbim de copii. Pe vremea aceea era absolut normal în societatea evreiască ca tatăl să fie un zbir. Chiar asta s aștepta de la el. Și e foarte interesant că în societatea aceea primitivă, Iisus vine și se adresează tatălui cu aba. Și ne învață și pe noi că trebuie să spunem tatălui aba. Oare de ce face Iisus metafora asta? care acum în lumina aceasta pare aproape inutilă. Eu aș sugera două motive. În primul rând, din punct de vedere teologic, nu există o descriere mai bună a relației lui Isus cu tată, cu Dumnezeu preanalt, decât relația unui fiu cu Tatăl. Asta este relația care descrie cei mai bine. Și pentru generația noastră, metafora această tată-fiu face foarte mult sens. Dar, în al doilea rând, eu cred că Isus folosește această metaforă a Tatălui um, pentru ca să vindece o mulțime de relații. Pentru ca noi să înțelegem că, indiferent ce Tată pământesc am avut, există un Tată din ceruri care te primește de fiecare dată. Există un tată din ceruri care întotdeauna își face timp pentru tine. Există un tată în ceruri care nu te bate, nu te trage de urechi, nu te ignoră, ci te ajută de fiecare dată. De fiecare dată când îți pleci genunchiul, de fiecare dată când îți ridici glasul și spui Aba, tatăl, tatăl din cerul te ascultă. Tatăl din cerul este gata să vindece inima ta momentul cheie a vieții mele, momentul când m-am întors la Dumnezeu sau când am înțeles cu adevărat dragostea Tatălui, este momentul când Tatăl meu pământesc a arătat dragostea Tatălui Ceresc prin faptul că în momentul când eu nu meritam, în momentul când trebuiam să fiu alungat, El m-a primit, m-a îmbrățișat și m-a iertat. Și mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat dragostea Tatălui. Taților, astfel de tați am fost chemați să fim. Nu care îi sping, ci care îi iubesc. Nu care sunt distanți și tot timpul pe gheageturi, ci care sunt gata să asculte, gata să ierte, gata să înțeleagă. Nu care sunt intangibili, sus, pe tron, ci care coboară întotdeauna printre muritori, printre copiii lui și se face asemenea lor, ca să poată să fie cât de accesibil este posibil. Doamne, ajută-ne să fim astfel de tați. Dar este nu numai tatăl tău, ci el este tatăl nostru. Îmi place foarte mult uh, chestia asta, că este tatăl comunității, este tatăl bisericii. Putem să-i spunem tatăl nostru. Tatăl nostru, el este tatăl bisericii. Tatăl ne descoperă acest principiu al dumnezeirii că tatăl este pe tron și planifică lucrarea de mântuire și îl trimite pe fiul care o duce la îndeplinire. Și acum, foarte interesant, fiul mijlocește la dreapta tatălui pentru fiecare dintre noi. Eu trebuie să am această garanție în momentul când vin la tatăl, indiferent ce este în viața mea. De multe ori, de multe ori, ne, ne, ne auto-învinovățim pentru niște lucruri, uitând că la dreapta Tatălui este Fiul. Atenție mare, creștinule, dacă ai fost pălat prin sânge, dacă ai făcut legământul, indiferent cât de uh, joasă este atitudinea ta, poate, poate în mintea ta te condamni cu multe lucruri, nu uita, la dreapta Tatălui este Mijlocitorul Isus, care îi spune Tatăl este pe numele meu. Pentru ea a murit. Pentru El a murit. Și tatăl întotdeauna ascultă de fiul. Vedeți? Diferența dintre noi și Isus este că el a trăit fără păcat și a plătit pentru păcatele tuturor. Noi am fost înfiați, spune Pavel. Nu este dreptul nostru natural să fim parte din această rădăcină, din această tulpină. Dacă ești acolo, astăzi, ești prin har. Sunt prin har. Este un har că am fost făcuți parte de acolo de unde au fost tăiați evreii care n-au crezut în el. Și Pavel spune să nu crezi că le-a voia întâmplării și să nu crezi că ți se cuvine ceva. Pentru că dacă au fost tăiați cei care erau originali acolo, crezi că tu n-ai să fii tăiat? O, ba da, ba da. Dar tatăl întotdeauna ascultă rugăciunea fiului. Și el, foarte interesant, din cauza că ca noi credem în El, ne-a dat acest drept să-l numim și si nu numai să-l numim, ci din punct de vedere legal să fim fii ai Celui Prea Înalt. Vă mai spuneam, cred că cu ceva ani în urmă, despre Bene Elohim, Fiul lui Dumnezeu, cei care au ales să nu asculte și acum sunt legați în lanțuri, găsiți în doi Petru, foarte interesant text, ei sunt legați în lanțuri în întuneric, nu mai este șansă pentru ei, așteaptă, așteaptă Marea Zi a Judecății, când Lucifer cu ceilalți căzuți vor fi și ei legați. Și împreună cu toți fiii neascultării vor fi, vor fi judecați. Pentru ei, pentru cei care sunt legați acum în lanțuri, nu mai este nicio șansă, pentru că ei au păcătuit voit împotriva lui Dumnezeu. Foarte interesant text. Și bine, benei Elohim, fiii lui Dumnezeu, au fost judecători, erau pe scaune de judecată. Ei dacă au fost căzuți jos, dați jos, acum în locul lor trebuie să vină alții. Și foarte interesant ce spune Isus aici. Când, în dimineața, când el... Se ridică din mormânt. Maria Magdalena, când își dă seama că nu-i grădinară, ci el, are tendința să-l prinde, nu? Că asta ar fi tendința naturală a tuturor. Dacă îl văd pe Iisus acum, mă arunc pe el. Nu e normal, vreau să-l îmbrățișez, vreau să-l prind de haină. Să... Ce poți să stai ca mutul? Vrei să așa faci când îl vezi pe taică-tu, că nu l-ai văzut de 10 ani, ce faci? Stai pe lângă el și te uiți, îl îmbrățișezi. E normal, absolut normal. Sau pe frate tu. Și Maria Magdalena se repede la el și el îi spune așa, nu mă ține încă. Nu mă ține. Că încă n-am urcat la tatăl, ci du-te la frații mei și spune-le. Atenție. Mă sui la tatăl meu și îi spuneți toți. Spuneți toți mai tare. Și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ați auzit? Alea nu scuvinte la voia întâmplării. Alea a spus că așa a Nu, 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 e foarte important. Atenție mare. Biserică. El este Tatăl meu, spune Isus, și prin urmare este și Tatăl, spuneți voi. Vostru. El este Dumnezeul meu și prin urmare este și Dumnezeul. De asta avem și dreptul legal să-i spunem tată. Nu numai așa de pe buze, ci El este Tatăl nostru. Prin natura noastră, spuneam la început. Noi nu suntem copiii lui Dumnezeu, ca făpturi create și căzute ulterior. Când ai spus prima minciună, ai căzut. Îți trebuie deja răscumpărător. Noi a trebuit să fim aduși de cineva la statura de fiu a lui Dumnezeu, să putem sta în prezența Sfintei Treimi, A trebuit ca fiul să coboare, să trăiască fără păcat, să fie jerfă de ispășire și toți cei care cred în el să fie readuși la starea de copil al lui Dumnezeu. Ai înțeles ce s-a întâmplat? De fiecare dată când te uiți în oglindă și îți vine să-ți tragi palme, uite-te în oglindă, pocăiește-te de atitudinea ta în primul rând și spune am la dreapta tatălui un mijlocitor. Cred în Isus. Tatăl lui este și tatăl meu. Indiferent ce tată am avut eu. Tatăl lui este și tatăl meu. Dumnezeul lui este și Dumnezeul meu. Suntem capabili avem această deschidere înaintea lui Dumnezeu, legală, prin Fiul lui Isus, să ne adresăm și să fim copiii lui Dumnezeu. Asta spune Pavel în Galateni. Și pentru că sunteți Fii, toți spuneți Fii. Și pentru că suntem Fii. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Său care strigă Ava sau Aba, adică Tată. Așa că nu mai ești rob ci, spuneți voi, fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Nu știu, când aud cuvântul ăsta moștenitor, îmi vine să zic pat, piept așa și... Sunt moștenitor. I own it. Spuneți toți, sunt moștenitor. Îmi aparține. Îmi aparține. Chiar este a meu. Ce? Încă nu știm. Vedem, fiecăruia. Fiecăruia îi se va da, dar în Apocalipsa scrie că vor, vor cârmui neamurile. Vom fi administratori. Dumnezeu ne va da moștenirea, împărăția. Când vine pruncul ăla nenorocit, care a fost și a cheltuit averea tatălui, ăla de acasă e foarte supărat și spune, uite, pentru mine nu ai făcut nimic, am și eu prieten, nu mi-ai dat nimic. Uite, lui ăsta îi dai, îi dai inel, îi dai haine, îi dai vita cea mai îngrășată și tatăl se uită la el și spune, băi, piciule, Totul ți aparține ție. Spuneți totul. Totul. De ce avem această mentalitate de sărăcani? Poor, beggars, cerșetori. Doamne, dămi, Eu n-am, de obicei eu n-am. Alții au, eu n-am. Alții au, eu n-am. Băi, nu ești rob, ești fiu. Bă, fiul nu vine la mine și mă roagă în genunchi. Că în primul rând mă onorează ca tată, dacă mă roagă în genunchi. ce ești rob, ești cerșetor? Fiul vine la mine pentru că știe că este pe numele meu. Îmi poartă numele. Sigur că trebuie să aibă o atitudine corectă ca să-i dau ceva, dar el nu se pune în genunchi niciodată. Și totuși atitudinea noastră, rugăciunile noastre denotă că suntem încă robi. Nu din punct de vedere legal. Dacă ai făcut botezul cu credința în Isus Hristos, nu mai ești rob, ci ești fiu. Dar mentalitatea se schimbă cel mai greu, tăticu. Pentru că suntem din neamul ăsta balcanic, și ne-am învățat să ne târâm pe mâini și pe coate și să cerșim mila tatălui. Și tatăl stă în cer pe tron, se uită la fiul și spune, nu-s fiii mei? Ba da! Și ce fac? Uite ce spune aici Pavel. Voi nu mai sunteți robi, ci sunteți fii. Comportați-vă ca și cum stăpâniți. Ce îi spune lui Iosua? Unde va călca talpa ta, va fi a tău. Ce îi spune profetul împăratului când i-a spus, trage săgeți, că așa vei birui. Am mărât-o, l și el trei, am mărât un păi, dacă trăgeai mai multe, îi biruiai complet. Astăzi, trage săgeți. Comportă-te ca și cum deja de ții, Pentru că ești fiu, nu mai ești rob. Mentalitatea asta vine exact din învățăturile lui Isus. Tatăl meu este tatăl vostru. Dumnezeul meu ha, este Dumnezeul vostru. Și pentru că este Dumnezeul nostru, atenție mare, semnul că este Dumnezeul nostru, este că astăzi stăm la masa Lui. Mă, la ce masă stăm noi? Facem asta din obicei? Pavel spune, Doamne, ferește să vă păzească Dumnezeu să faceți asta din obicei. Pentru că vă mâncați o sândă atunci. Vă mâncați pe pedeapsa ci să faceți lucrul ăsta amintindu-vă cine sunteți, amintindu-vă că ați fost înfiați prin jertfa lui Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Său, amintindu-vă că Fiul prea iubit, cel fără pată, fără zbârcitură, a coborât pe pământ și a trăit în papucii mei și a fost campion, a învins, a învins ispita, a învins durerea și până la urmă am vins moartea. Binecuvântat să fie numele Său. Azi vreau să spun că niciun rob nu stă la masa lui. Am vorbit despre pilda invitațiilor, invitațiilor la nuntă. Țineți minte, unul singur a fost dat afară. Știți cine a fost dat afară? Robul. Ăla care nu avea haina pe el. Haina simbolizează neprihănirea orice neprihănire fabricată de mine, prin faptele mele, rugăciunile care știu să le spun, teologia pe care știu, versetele pe care le știu pe de rost, donațiile care le-am făcut, sunt o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Singura neprihănire, singura haină acceptată în cer, este neprihănirea Fiului. Pentru că prin neprihănirea Fiului, prin credința în Iisus Hristos, suntem noi toți înfiați, binecuvântați să fie în numele Său. Astăzi, dacă stai la masa Lui, atenție, îți asumi statutul de fiu. Cea mai mare bucurie a noastră ca părinți. Am vorbit cu ceilalți de multe ori asta. Cea mai mare bucurie a noastră este să, să stăm la masă copiii. Dacă ești părinte, știi lucrul ăsta. Asta e cea mai mare bucurie. Dacă ești părinte și n-ai simțit bucurie, asta ți-o recomand din inimă. E cel mai ieftin lucru ca să te conectezi cu familia ta. Deci ce spun ieftin că toți trebuie să mâncăm. Adică. Adică nu trebuie să-i duci în Bahama să te, să te conectezi cu ei. Poți să stai la masă să faci o mămăligă Au vi foame deja. V-ați uitat cu niște ochi la mine de. U am greșit-o aici. <coughs> Alright. Să faceți ce vreți voi. Și să întâmplă ceva la masă acolo când stai aproape de el, neapărat luați-le gadgeturile. Să nu ai voie cu telefon la masă, închideți televizoare, tot. Ce conectați-vă, stați la masa lui. Stați la masa tatălui, pentru că tatăl, exact cum noi pământenii, ne place să stăm la masă copiii, tatăl iubește să stea la masă cu noi mai mult decât iubim noi. Noi avem aici atâtea gânduri, atâtea lucruri, atâtea planuri, ne gândim deja săptămâna viitoare ce se întâmplă, U, luni începe școala, începe traficul, ăștia au spart străzile exact înainte să înceapă școala. U, uh, deja m-am enervat, am pierdut gândul. Uh. Dar tata își dorește mai mult să fie la masă cu noi decât ne dorim noi să fie la masă cu el. Și suntem iubiții Tatălui. Și Isus ne învață astăzi când vă rugați să spuneți Tatăl nostru care ești în ceruri. Tată, tu ești Tatăl nostru. Când ieși la masa tatălui și întinzi mâna cu credință, tu asumi rolul de fiu. Atenție mare, fiul risipitor când și-a dat seama de starea lui de păcat, a zis, eu mănânc aici Mâncarea porcilor. Vreau să mă duc la tatăl să mănânc mâncarea slujitorilor. N-am dreptul să stau la masa tatălui. Și a dat seama de asta. Și orice fiu risipitor care este mântuit prin hară astăzi spune același lucru, n-am dreptul să stau la masa tatălui. Și el s-a dus acasă și a spus, tată, unul din serv, fămă, că am greșit împotriva ta. Dar tatăl spune, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ai venit acasă, vin o să te îmbrățișez. Îți dau inelul, adică îți dau autoritate din nou. Ce rostești tu se întâmplă pentru că rostesc eu. Amin? Te dezbrac de zdrențe și îți dau haina neprihănirii. Nu neprihănirii tale, ci neprihănirea lui Hristos. Și acum tai vițelul cel îngreșat că stăm toți la masă. Ăsta e timpul meu favorit. Și îmi doresc mult să stau la masă cu tine, indiferent unde ai fost. Atenție, indiferent ce istorie avea risipitorul, Tatăl iubea să stea la masă cu el pentru că știa că în prezența lui toate lucrurile se fac noi. Toate lucrurile se fac noi. Și astăzi vreau să te întreb, să te uiți în inima ta, nu trebuie să-mi spui mie, îți dorești să stai la masă cu Tatăl? Este cine o prioritate a vieții tale? Este această împărtășire cu Tatăl, împărtășanie, cum se spune. Este o prioritate a vieții tale. Poți să-l pe fratele tău. Dumnezeu nu o să ierte niciodată pe fratele tău pentru tine. Dar nu poți să stai la masa lui dacă n-ai iertat pe fratele tău. Știți, înainte de patima sa, Isus a avut o dorință specifică. Și când s-a împlinit, a stat cu el la masă și a zis, mult mi-am dorit să mănânc masa asta cu voi. Și astăzi El stă în mijlocul nostru și ne spune mult îmi doresc să mănânc masa asta cu voi. Știu prin ce treci. Știu greșelile tale. Greșelile tale financiare, greșelile tale de comportament. Știu limba ta care este ascuțită și trebuie să o treci pe la cruce. Știu toate lucrurile astea. Dar mult îmi doresc ca astăzi să stau la masă cu tine. Și același lucru. Îți dorește și Tatăl astăzi. Atenție mare! Același lucru îl vrea Tatăl Ceresc astăzi, pentru că de fiecare dată când stăm la masa lui, ne asumăm rolul de fiu și anticipăm marea masă la care se lucrează chiar acum. Ce spune Iisus? Mă duc să vă pregătesc un loc. Spuneți toți, un loc. Un loc. Și ale locul meu și locul tău. Binecuvântat să fie Domnul. V-am mai spus asta. Întotdeauna, dacă ați, fost observ, dacă ați observat, ați fost atenți, la cină, după ce citesc ceea ce trebuie citit ca să mâncăm, spun versetele următoare. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția, spuneți voi. Eu nu spun lucrul ăsta pentru că numai nu mai îmi doresc să nu beți vin, deși îmi doresc lucrul ăsta, sincer să fiu. Sincer, sincer îmi doresc. Dar nu ăsta e motivul principal. Motivul principal este ca să înțelegem toți că vine o sărbătoare mai mare decât asta de aici. Și Iisus spune, îmi fac o prioritate din anticiparea marii celebrări. Tu îți faci o prioritate? Pentru că, a, de fapt, asta spune. El subliniază că noi ce facem aici, de fapt, ne pregătim pentru masa cea mare. Binecuvântat să fie Domnul! Asta este și îmi place maxim cum el nu spune împărăția lui Dumnezeu, ci spune împărăția Tatălui meu. E o, o modalitate, o dată, de a ne spune nouă că avem acces liber acolo. Împărăția Tatălui meu și a Tatălui vostru. Dacă crezi că Dumnezeu este Tatăl tău, ridică-te acum în picioare. Cine și-ar dori de aici să fie acolo, în împărăția Tatălui? Haleluia! De asta venim la biserică, pentru că ne dorim lucrul ăsta. Și astăzi, înainte să stai la masa lui, în timp ce slujitorii vin în față, înainte să stai la masa lui, vreau să te întreb dacă îți vine natural să-i spui tata. Pentru că dacă ai nevoie să se roage cineva pentru tine și întotdeauna îți trebuie un mijlocitor, înseamnă că nu ai asta, înseamnă că Duhul Domnului încă nu locuiește în tine, înseamnă că nu ești împăcat încă cu Dumnezeu. Saul, regele, a înțeles asta și a spus lui Samuel așa, roagă-te Dumnezeului tău pentru mine. Măcar el a fost sincer. Astăzi nu te păcăli, nu te minți aici în prezența lui Dumnezeu. Este momentul când înțelegem că El vrea ca noi să fim fi. Momentul când înțelegem că Dumnezeu ne cheamă astăzi să intrăm în statutul nostru de fi a lui Dumnezeu, Bene Elohim. Noi, noi, nu suntem chemați numai să ne trăim viața de pe o zi pe alta, ci suntem chemați să fim mai mult decât biruitori. Noi, noi nu suntem chemați numai să, să ne trăim de pe o zi pe alta, ci vom fi judecătorii popoarelor binecuvântat să fie Domnul. Spune, eu sunt chemat, eu sunt chemat. Să, fiu judecător. să fiu judecător. Nu aici pe pământ, nu să-l judeci pe frate tu. Nu, 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 nu despre asta e vorba, ci acolo în cer. Asta spune Biblia. Noi vom fi pe scaunele de domnie. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spunea Ioan, apostolul iubirii. Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Haleluia, slăvit să fie Domnul. Lumea nu ne cunoaște, nu ne bagă în seamă, pentru că nu l-au cunoscut pe el. Preibiților. Acum suntem copiii a lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum El este curat, binecuvântat să fie Domnul. Oricine are de asta se curățește, copilașilor, voi sunteți copii lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul.